Bună! Sunt Romeo Botezatu și subiectul de astăzi, sau astăzi voi discuta despre visuri și dezamăgiri. În ultima perioadă tot am vorbit despre vis, visuri și așa mai departe. Întotdeauna când ai un vis, ai și niște așteptări. Iar toate aceste așteptări sunt încadrate într-o anumită realitate. Dar între așteptări și realitate, de foarte multe ori își bagă coada dezamăgirea. Această dezamăgire este o emoție, un sentiment care apare și de multe ori destabilizează visul și realitatea în momentul în care intră în acel plan. Dezamăgirile sunt distrugătoare. Am întâlnit tot felul de oameni și am observat că sunt unii oameni care atunci când au o dezamăgire, două, trei, cad și se adâncesc în roi și nu mai ies de acolo. Le este frică să iasă. O altă categorie de oameni pe care i-am întâlnit, mai ales în terapie, sunt foarte rari, dar există, sunt oamenii care se hrănesc din dezamăgiri, cu toate că îi deranjează. O a treia categorie a oamenilor sunt aceia care nu îi deranjează dezamăgirea. În ce sens? Pentru ei nu există dezamăgire. Da? Pentru ei dezamăgirea este o lecție din care învață, din care au conștientizări, din care ei ies victorioși. Pentru ei dezamăgirea este o etapă de creștere. Sunt foarte puțini acești oameni. Mai ales cei care pentru care aceste dezamăgiri, ei le văd de la, nu este nevoie să aibă mai multe dezamăgiri ca să iasă, ci din la fiecare este o lecție prin care ei cresc. Tu, în ce categorie ești din cele trei? Stai și analizează-ți dezamăgirile avute până acum și vezi ce lecție ai avut de învățat din acele dezamăgiri. Analizează-le. Ia-le la rând, scrie-le pe hârtie și vezi ce lecții. Pentru că altfel te învârți într-un cerc al acelor dezamăgiri, care de fapt te adâncesc și te bagă mai adânc în noroc. Dacă ți-a plăcut lecția de astăzi, poți da subscribe sau să te abonezi la acest canal dând subscribe sau abonare. Până data viitoare, să ai o zi perfectă!